Decretul legislativ numărul 104/2022, denumit Decretul Transparenței, urmărește creșterea protecției lucrătorilor casnici. Acest decret a extins considerabil obligațiile de informare pentru menajere, badante și dădace în Italia. Prin urmare, patronii ce nu respectă badantele se vor alege cu amenzi usturătoare. Conform mesajul.ro, angajatorii care nu comunică mai multe informații în momentul angajării personalului și nu respectă decretul pot fi amendați cu o sumă de până la 1.500 de euro, informează știrdiaspora.ro. Aceste noi prevederi din decretul transparenței extind informațiile cerute în domeniul dreptului muncii și se adaugă celor referitoare la informațiile din domeniul confidențialității și securității la locul de muncă. Tot din acest motiv, Ministerul și Inspectoratul Muncii au publicat circulare care furnizează informații utile angajatorilor cu privire la modul de a furniza corect informații badantelor, menajerelor și dădacelor. La începutul unei relații de muncă, angajatorul era obligat să furnizeze o serie de informații lucrătorilor săi. Din 1997, cu decretul legislativ 152/1997, exista obligația de a furniza informații în termen de 30 de zile de la angajare. Ulterior, articolul 36 din decretul legislativ numărul 81/2008 a stabilit că angajatorul se asigură că fiecare lucrător primește informații adecvate privind siguranța la locul de muncă și, de asemenea, legislația privind prelucrarea datelor cu caracter personal în urma reformei regulamentului european. A reafirmat și extins sarcina informării lucrătorilor. Noul decret nu se limitează la a cere ca noile informații să fie incluse în noile contracte stipulate de acum înainte, ci obligă să integreze toate contractele existente chiar dacă sunt semnate înainte de intrarea în vigoare a noii legi, adică din luna august. Este deja în vigoare noul regim de sancționare care prevede sancțiuni pentru angajatorii care nu se conformează cu o amendă de până la 1.500 de euro. Subiectul informațiilor care urmează să fie transmise lucrătorilor și care urmează să fie incluse în contracte cuprinde detaliile referitoare la părțile contractului, locul de muncă, sediul, clasificarea, data începerii, perioada de probă, pregătire, concediu, preaviz de retragere, remunerare, planificarea timpului de lucru, etc. Prin urmare, informațiile se referă nu numai la aspectele și acordurile contractuale sau la prevederile exclusive ale dreptului muncii, ci și la unele informații despre prelucrarea datelor cu caracter personal, despre prelucrarea automată și sistemele automate de luare a deciziilor sau de monitorizare și privind siguranța la locul de muncă, în special cu privire la dreptul de a primi instruirea oferită, relatează mesajul.ro.